Salut, Bivang, ziua un nou episod din Joculețul ăla cu fantome. Stai aici împreună cu Psica. Salut! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi va fi prima reacție a lui Mihai când vede o fantomă. Suntem foarte curioși să aflăm care o să fie reacția asta. O să aibă un țipă de fetiță sau... Mare. Sau nu o să se sperie deloc. Sau o să aibă un țipăt de bătrânel. Nu știu exact, acum rămâne de văzut. Nu uita să apăsați butonașul de like. Data trecută s-au strâns peste 20.000 de like-uri. Deci, bravo! Jocul ăsta vă place atât de mult. Și nu știu, la episodul ăsta câte like-uri zice să strângem? Ia ziceți voi așa. 22.000. S-au strâns 20.000 data trecută. 24.000. 24.000, l-ați auzit pe Mihai? Hai să apăsăm cu toții pe butonașul de like și vă mulțumim din suflet dacă ați făcut acest lucru. Bun, prima dată o să luăm detectorul de fantome. Cu detectorul de fantome să vedem în ce cameră se află. Ar fi trebuit să am termometru pentru misiunea asta, însă din păcate nu am suficienți bani. Asta e, ne descurcăm cu ce putem. Și am să iau eu... Hai să luăm și camera. Și cineva să ia... De fapt, ar trebui să aveți ăla de voice chat enabled ca să puteți să vorbiți. Ce? Ia și tu ăsta de... Ce anume? Camera asta. Camera păi nu, am luat camera, aia e camera foto, asta e camera video. Da, da, ca să facă poze la fantomul Mihai. A, ia Mihai camera foto. Aia, apasă pe... Așa. Sau de A. Am deschis. Oh my god, cum arată casa asta. Ce mișto. Ai luat cheia? Am luat cheia și acum pot să intrăm în casa aceasta minunată care are două etaje, apropo. E foarte minunată, da. În care avem lanterne. Am să deschid și îl las pe Mihai. Îi dau onorul lui Mihai să deschidă ușa. Hai Mihai, mult curaj. Trebuie să ții apăsat și să deschizi ușa cu mouse-ul, ca în viața reală, să zic așa. Ce părere ai așa? Îți place, îți place casa? Eu sunt chat. Mamă cum arată, n-am mai fost în casa asta până acum. Jocul ăsta este random, adică nu știi niciodată... Ce fantom o să fie? Bă, dar cum o chema, mă, pe aia? Barbara, parcă? Barbara Davis. Barbara Davis. În jocul ăsta poți să-i strigi numele fantomei și să apară. Bă, ce se întâmplă? Face pisica așa de mine. Bă, pisica, nu mai fă de astea cu noi aici. Oh, ce frumoasă e sufrageria. Da. Și mie îmi place extraordinar de mult. Nu mai pot. Dar ce bine că poți să aprinzi luminile, adică nu te forțează să joci pe beznă. Poți, dar de obicei cred că e mai degrabă să joci pe beznă, pentru că atunci apare fantoma și vrei să o vezi, să o detectezi. Crezi? Da, din ce am jucat eu până acum cel puțin, mai mult pe timp de noapte apare. Da. Gen, pe timp de întuneric, cum ar veni. Deci dacă e lumină full... Momentan pentru exploring, mi se pare util să ai lumină. E util, într-adevăr, să ai lumină, însă... Drăguțul camera. Chiar poți să deschizi sertarele. Ce Caterinca. Eu sunt la etaj, mai unde sunteți? Just. Cotrope, Mihai. Ce am să zic? Mă anunțați dacă vedeți ceva. Zici că am venit la furat aici. Păi nu, mă, ne-a dat voie proprietarul, gen. Am văzut! Ce? Nu. Știți ce am văzut? O cremă de mâini a zburat de pe masă și avem... Vino să faci poză la apa murdară din de aici. Hai. E aici, fantoma, e aici! Îmi luminează ăsta, full! Hai. Pune camera. E în baie, mă. Nu vrea. Uite aici, Mihai. Scoate camera, în gen, dă-i pe scroll și vezi unde ți-e camera. Și cred că se dădea cu cremă. Și fai poză la apa murdară din chiuvetă. Trebuie să-i pun cartea aici? Arată-i și mie chiuveta cu lanterna, că eu nu văd. Asta e, uite-o. Bravo. Gata. Ți-a făcut poza la mână. Ok. Pun cartea aici. Pune cartea în baie, dar pune pe jos. Și am să pun camera de filmat aici, deși e cam ciudat să pun camera de filmat în baie, da. Așa, nu? Bă, da. Auzi? Oh! Reflex. Bă, a scris deja ceva în ea, că nu era scris nimic. Păi, dar ce mi-a scris când era cu ea în mână? Da! Hai mă, că nu cred, lasă-mă! Ba da, uite-te ce ți-a scris pe carte, pe bune zic! Sunt niște semne! Da, lul! Auzi, Max, da, te-ai uitat în oglindă să vezi ce? N-ai nicio treabă reflexia cu... Arată ceva ciudat, vezi? A, lul, noi suntem, dar e ciudat rău de tot. Bă, ce era să zic... Ne-a scris fantoma... Cum las cartea pe jos, apropo, că am luat-o în mână și mai pot să o las? G, capitan, G. Ok, las-o aici, deși a scris ceva, nu e, e un semn ciudat, e un semn de la foarte, foarte ciudat. Nu știu, e, așa eram cu ea în mână.
Pe bune zic, cartea asta era goală. Nu era nimic scris în ea. Am înțeles, deci mi-a scris... De ce... Ți-a scris în mână! Mi-a scris în timp ce... În timp ce o țineai în mână, ți-a scris în mână, fantoma. Da. Stinge, stinge lumina și hai să ieșim din casă. Hai să mergem în mașină, să vedem... Să vedem dacă apare ceva camera pe cameră. Camera ai pusă? Cartea e pe jos, da. Camera. Camera e pusă, da. E pusă în baie. Ok. Că n-am văzut eu și da. Bă, da, mi-a... Ai și-o lăsat acolo să surprindă momente, încercăm, nu? Încercăm. Bă, da, deci efectiv meterul, deci am un meter, da? E pe verde, verde mai închis, așa, portocaliu roșu. Bă, erau toate deschise, tu înțelegi? Și am intrat în baie și am văzut cum mi-a sărit o cremă de mâini sau ceva, o cremă de față de aia, a sărit de pe raft așa dintr-o dată, bă, deci... Foarte tare, ce pot să zic? Momente de astea, nu prea vrei. De, oricum să știți, dar stai să-mi iau ăla să vorbesc cu doamna sau domnișoara Barbara. Da. În 34 de secunde cică devine mai activă fantoma, deci o să trebuiască să, da. Oricum, dacă ați ajuns până aici la episod și n-ați apăsat încă butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment să strângeți noi acolo multe, multe like-uri. Voi număra până la 5 și la 5 să-l apăsăm cu toții, bine? Hai să vedem. Bine. 1, 2, 3, 4. 4. 5 like. 5. Sper că ați apăsat și voi butonașul și vă mulțumim din suflet dacă ați făcut acest lucru. Bă, am văzut o lumină care s-a mișcat, pe bune zic. Unde? Nu m-am uitat, m-am uitat. Înăuntru, așa, a fost un fel de lumină care s-a mișcat așa. Mihai, trebuie să faci poză la fantomă. Da, trebuie să faci poză la fantomă dacă o vezi. Ok, nu cred că poate să vină aici, deci o să... Dar nici nu. Dar nu, trebuie să intrăm înapoi în cameră. Hai să intrăm înapoi în casă. Hai. Deci fii atent, Mihai, tu stai cu camera pregătită, știi să faci poză, da? Totul e bine, da? Da. Ei, de îndată... Asta e că am făcut o lanternă și nu mai am lumină, gen, mă bazez pe blitz, știi? Deci ciudat că tu ai o lanternă, de fapt toți avem un fel de mini-lanternă pe noi, voi vedeți chestia asta? Da, știi, da, totuși trebuie să ai o lanternă extra în mână. Adică îți luminează cumva, ia închideți toate lanternele, îți luminează cumva când te apropii foarte tare de ceva, ia să te apropii de un zid. Da. A, e lumină de aia minimă. Adevărat, da. Adică nu te lasă chiar fără deloc, dar... Bă, nene, ce demurături! Deci fiți atenți. Dacă cumva se închid ușile, fugiți. Da. Nu știu unde, dar fugiți. Pentru că atunci fantoma o să vină după noi. Ce viteză are fantoma aia? Că eu nu știu. Destul de mare. Nu vrei să știi. Barbara Davis, are you here? Și-o cheamă? Da. Bă, stai mă așa să mă uiți cum o cheamă, că poate nu o cheamă așa. Barbara, patea capitan. Stai pisica, că nu știu dacă o cheamă altfel și îi stâlcesc numele la femeie. Dar nu are nicio importanță, că... Păi trebuie să-i zici numele exact. Stai că vă zic eu acum cum o cheamă. Mă, ciudat erori. Deci o cheamă Barbara Davis, exact ăsta este numele, răspunde la toată lumea. Folosește numele ca să o faci să facă activități paranormale. Ok, deci... Chestia asta cu numele merge doar pe Windows 10, deci eu sunt pe Windows 10 și Mihai ar trebui să fie pe Windows 10. Da. Și ar trebui să putem să-i strigăm numele Barbara Davis. Și Mihai? Da, și Mihai e pe Windows 10, deși el ar putea să zică. Pe Windows 7 nu funcționează. Nu, cred că numele poți să-l spui oricum, dar dacă vrei să vorbești, să întrebi how are you și de astea, trebuie ăsta al meu din mână. Am înțeles că da, eu n-am și de-aia. Nu, nu, nu. Barbara Davis, respond! Trebuie să închidem lumina. Închide luminile. Barbara Davis! A fost Mihai pe aici, a cotrobăit. Și a lăsat lumina. Opa, cine s-a jucat? Mihai. Mihai, nu mai fă de-astea cu noi, te rog eu. Haideți la etaj, că acolo e, cu siguranță. Adică nu, prima dată acolo am detectat-o și cred că acolo a rămas. Corect. Da, mai întâi trebuie să luăm pe sus și după aia. Barbara Davis! Hei, Barbara! Barbara, Barbara Davis, are you here? Pare nu... Nu-mi detectează nimic aparatul. Unde era baia aia? Unde era baia în care am intrat noi atunci? Trebuie să găsim baia. Poate să fie tot acolo. Da, uite-o aici, uite-aici, e în capătul coridorului. Am mai găsit o baie. Aici știu, da, aici, aici, exact aici. După Max, Barbara după Max. Davis, respond. Hai când ajungem la Max să deschizi camera. Barbara Davis, show yourself. I know you are here. Show me the money.
Barbara Davis, I want to meet you. Sau niște scârțieturi și nu știu de unde vin. Închideți luminile, închideți luminile. Dar era în zona asta, că mi-a luminat full, gen... Și acum nu mai e? Acum nu mai e, dar... Barbara Davis? Uite, se aude... Come out! Sunetul de chiuvetă. Poate se aude de sunetul la... de la radio ăsta meu. Ai stația ta. Da. Ok. Barbara Davis, where are you? Nu știu ce să zic, că nu vă... Adică, e în zona aia... Mi-a luminat în zona aia full... Problema e că nu mai luminează aici acum. Și-a schimbat camera. Hai la cealaltă baie, poate a schimbat baia. Zici că se duce la baie așa des, are probleme, poate. Posibil. Cine știe? Poate viața de fantomă, cine știe? Trebuie să te duci la baie frecvent. Barbara Davis! În posteții. Păi îți dai seama că trece prin tine. Barbara Davis! Aici și în capăt, pe stânga. E mai o baie. Pe bune de o văd, adică... Uite aici, în stânga. Eu vin după voi, așa că vin cu detectorul, pe dacă e. E ceva pe aici? Barbara Davis, are you here? How are you? Am radio, dar gen... Ia, strigă și tu Barbara Davis. Trebuie să țin apăsat pe ceva? Nu, doar zi numele, Barbara Davis. Barbara Davis. Ia stai, care era voice chat-ul? Că poate trebuie să vorbești pe voice chat. Asta mă gândeam și eu, că cred că ar trebui să fie în voice chat în timp ce vorbim noi. Dar nu cred, mă, că... Asta mă gândesc. Nu știu care e voice chat-ul, nu știu care e butonul. Nici eu nu l-am văzut. Hai să încercăm. Kappa? Nu. T. Nu, dar de obicei, știi care e faza? De obicei apărea dacă strigam. Da? Așa... Da, dar nu apare imediat. Fără să apeși nimica? Bă, din ce știu numele, poți să-i zici fără să apeși nimic. Așa știu eu, dar acum... Ia, mai este apa în chiuvetă? Încă este. A fost aici. Hai jos, că văd că nu mai detectăm sus deloc. Nu, hai jos. Astea, chestia asta care se vede aici, poți să te ascunzi înăuntru? Nu, fantomă, că sunt cam deste. Ea se bagă, fantoma se bagă. Am văzut că mai mișca ușile alea uneori. Mm-hmm. Barbara Davis! Hei, Barbara! Barbara Davis! Barbara! Păi, ok, am găsit ok, nu știu de la ce. Poate vreo cameră secretă. Înseamnă că e ușă închisă undeva. Trebuie să găsim. Poate să fie la subsol? Da, că n-am văzut sub... Garajul. De la mașină? Are un Audi A3. Din 2008. Bă, mă îndoiesc. Bă, are două mașini asta. Are două. Barbara Davis! Eu zic că asta, dar gen... Bă, nu e ca și cum fantoma are mașinile, nu? Adică gen... Da, nu. E aici sus ceva... Lucios. Ca și mai fi ceva utilizabil. Barbara Davis, I am playing on your computer. I am destroying your save game. Unde-i, mă? Dar ne-a apărut, mă. Adică am văzut ceva paranormal, cum ar veni. Da, crema aia. Crema aia și plus că acolo mi-a luminat foarte, foarte puternic. Capitane? Da? Capitane? Mi se închide la tine! Și mie. Stați capitan! Aproape. E frică. Stați aproape unul de celălalt. Pregătește aia. Da, pregătește camera. Pregătește camera foto. Barbara Davis, don't do this. Am și eu o întrebare parțial stupidă. Trece prin ușă, trece prin pereți? Nu știu. Cred că trece, da. Trece pe că e stupid că realizam că mă uitam la ușă să-i fac poze și mă gândeam, da, dacă trece prin ușă și vine prin lateral, știi? Barbara Davis! Come on! Mamă, eu nu văd nimic afară la antenă, dar văd o lumină de la voi. Ne-a luminat așa și totuși ciudat că n-a venit. Da, s-a jucat cu noi. Păi ne facem mare troll fantoma asta, pe bune de nu. Da. Oh, s-aude ceva! Aaaa, ce e aia? Măi, măi, fă poză! Fă-i poză, bravo! Fă-i poză, Mihai! Mamă.
Și se mișcă capul. E o umbră într-o altă umbră. Oh my god, hai să plecăm. I-ai făcut? Da, i-am făcut. Yes, bravo, hai. Pe unde ieșim? Nu eram sigur dacă e umbra ta sau a mea. Nu, aici, nu, nu, nu. Uite calculatorul, nu? Bă, eu aud iarăși. În camera asta. Unde? Aici, în spatele meu, la calculator, a scârțit un pic ceva. Gen, a scârțit anormal. Barbara Davis! Why are you mean? Ok. Barbara! De ce toate fantomele sunt rele? Nu există și fantome prietenoase? Bă, asta e ușa aia. Are basement, bagă cheia. Păi am băgat-o și nu se întâmplă nimic. Nu, sigur? Păi da, și eu am luat cheia, gen. O fi altă cheie, dar cine știe... Oh, nu. Tremură iar asta. Iar face așa, iar face așa. Văd, văd, dar nu știu unde e. Eu nu bă, o aud că merge, o aud că merge. Capitane, cred că suntem blocați aici. What? Capitan, suntem? Nu, nu suntem. Nu. Dar stai, vreau să o văd totuși, că am văzut doar o umbră. Păi da, o umbră era. Era o umbră atâta? Da, a fost o umbră mai... Vreau să o văd la față, așa. Vreau să o văd... Ia, vină încoace. Intră înăuntru. Ia, nu mai e nevoie de aparatul foto. Nu, 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 ai făcut... Coborat ceva pe scări și am scăpat, îi fac poză. Și eu am auzit scările. Uite, uite, dacă s-au zis că... Bă, uite basement-ul, uite basement-ul. Pe acolo e, dar... Bă, iarăși face... Barbara! Barbara Davis! Iar s-a dus la baie. Crezi? Da, cred că e sunetul de la chiuvetă mereu. Dar nu, nu, e sunetul meu când deschid ăla, mă, radio. Da, stație, stație. Ok. Ce-o fi aici? S-o fi... Barbara Davis! Burlogu! Burlogu? Burlogu? Bă, ce e asta, mă? Stingi lumina de aici sau ce? Cred că nu. Cred sau că atunci când îți stinge fantoma lumina, te duci și o deschizi de acolo. Când stinge de tot lumina... Oh, oh. Bă, iar faci așa. Văd. Sau... Bă, aud pași! M-auzit și eu. Bă, scârțit ceva. Sau bă, de frică! Ceva. Uitați-vă peste tot, gen, dacă o vedeți că apare... Nu, dar n-am văzut nimic încă. Barbara Davis! Barbara Davis! Uite, uite! Vine, pescare, vine! Prinde pe cineva, prinde pe cineva! Nu, ce-i face lui Mihai? A prins! Mihai, ești bine? Nu. Oh my god, uite! Uite! A dispărut! L-a omorât pe Mihai. A capturat! Sunt într-o cameră ciudată. Oh my god, Mihai, nu... Gata, m-am spanat fantomă! Mihai, e fantomă, fugi! Doamne... La bentă... Nu... Nu poate să că am devenit fantomă! Fugi! Unde Mihai, spune în drumi! Mai... Unde e ieșirea? Haide... Pisica asta în spatele tău! Haide, pisica, să nu te închidă înăuntru! Hai, rămâneți voi cu casa asta. Nu mai vreau. Bun, asta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade să mai descoperim și alte fantome, nu uitați să dați acolo multe like-uri și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!